electorat înainte. Păi era vorba de el pătrat, radical din... Pătrat ca nimeni pe doi. Și el... aveam 2 el pătrat radical din 2 pe 2, da. El pătrat radical din 2, el pătrat radical din 2. Și face el pătrat pe... Haideți, facem și așa ca să fie nebun, pot să fac nimic. Deci el la a doua aia, egal cu... La prim, B, B. Egal cu... B, B, B ce prim. B, el la 2 ar avea din 2. Păi ăsta zic și eu. Ce-ai făcut ce ești cu 2? El pătrat radical din 3? Pe 4. El pătrat radical din 3? Pe 4. Deci are a triunghiului echilateral, da? Da. Haideți să facem un triunghiul, eu nu cred. Uite, dar eu cred, dar eu caută pe net. Dar de ce să caut pe net? E la examen ce fac? Uite, asta. Aia e el pe 2, eu așa îmi place. Așa, așa ca să țin el. Aici este el pentru noi. Corect, și asta o află. Dar de ce? Eu vreau să văd că n-am încredut. Mi-a zis și-a primit formularea. Da, și-a primit revenit. Și aici este Miruna prima asta. Da. Aria cu cine este egal? Aria triunghiului A, B, C. Este baza BC. Ori înălțimea A, A. Pe 2. Supra 2, da? Ori A prim supra 2. Și egal cu BC care e studiul. Ori A prim, care o află acum, din L pătrat. Deci A, A prim. Egal cu radical din L pătrat, minus L pătrat pe 2. 2 pătrat pe 4. Și iese... 4 minus 1, 3. 3 L pătrat. Radical din 3 L pătrat pe 4, care face L radical din 3 pe 2. Da. Deci clar că e L radical din 3 pe 2, să ține în minte, la înălțimea. Înălțimea. Și acum mă duc aici și zic L, ori. Ori. L radical din 3 pe 2, și totul pe 2, face L pătrat radical din 3 pe 4. Dacă voi faceți de două ori așa demonstrația, știți sigur că așa este, pentru că vă vine la îndemână. Că în timpul calculului, știți că pe 4 din motivul acesta, da? Așa. Și cum latura aia o știam, păi ce să fac? Latura aia o știam. Deci aria triunghiului acesta. Aia o știm, 18 radical din 3, domnule. 18 radical din 3. Exact, L pătrat radical din 3 pe 4. Că nu știm latura. L pătrat. Da. Radical din 3. L trebuie să aflăm. O secundă, dar L este... Haideți să spunem o aflăm. Asta este L radical din 2. Am scris acolo, aria triunghiului radical cu lângă radical din 2 la a doua, ori radical din 3, schimbăm. Da. Pe 4. Adică din 3 pe, pe 4. 4. Și acum egal cu 2... Deci în loc de lângă, folosim lângă radical din 2. Cum da. Este corect? Și egal cu 2 el la a doua radical din 3 pe 4. 2 el la a doua radical din 3 pe 4. Pe 4. Și egal cu el la a doua radical din 3 pe 2. Simplificăm acolo. Da. El la 2 radical din 3 pe 2. Și egal cu 18 radical din 3. Apare el pătrat radical din 3. Egal cu 18 radical din 3. 18 radical din 3 pe... Așa, pe atât. Radical din 3 cu radical din 3. Amplificăm a doua cu 2. Numai 18 radical, da? Amplificăm a doua cu 2. Ce mai amplificăm? Păi ca să amplificăm... Eu vă dau egal cu 3, 6, el egal cu 6, ce cu 5. El la a doua cu 2 egal cu 8, se amplificăm a doua cu 2 și ne dăm el. Vă rog, mergi de dar plus 2, 3, nu ești ca aceea. E aceeași chestie. Aceeași, mă, gata, hai că nu-i poate fi aceea. Lui egal cu 6. Bun. Lui egal cu 6. Da, n-a făcut. S-a dus pe Iberu, nu văd lui. Nu vă duc acolo în diagonale și pe echilatera. L-am făcut pe B și ce folosim numai că a B egal cu 6? Eu nu înțeleg cum s-a dus la Iberu dacă nu vedea că la a trebuit egal. Ne-am notat, nu știu, ne-am notat, chiar nu înțeleg. Nu știu, nu gândeam, ne-am uitat diferit, m-am uitat la figura prima. Dacă zici că, când tu zici că te duci pe Heron, în triunghi, o să te duci pe Heron. Da, da. Și tu l-ai văzut doar de sunt egale? Nu era X ca din 2, X ca din 3 și X. Ei, păi, nu...
dacă asta, așa, asta, așa, asta, nu știu. Acum văd... Da, de-acuna ne feți. Spui serios, era cu gândul lateral, era imediat. Spui, asta e, asta e. Deci am avut unul, spui, de nu m-a făcut lucru, că asta e. Dar nu, dar eu asta nu înțeleg, mă duceam tot pe el, era tot de-a. Păi, tocmai. Nu înțeleg. Păi, dacă prin Herul te ducea... Tot de-a, că era toate XXX, tot de-a. Și venea semiperimetrul pe care este... 3C pe 2 de acolo. Da. Și le-a 3C pe 2 minus C, 3C pe lângă 3C. Același lucru este recitat de 3 oare. Mai mult de... Mai mult de... Dar nu, dar nu am ajuns. Dar tot trebuia să... Nu, nu am ajuns într-un ghi clar. Dar cum? Cum nu poți? Este într-un ghi clar. Tu nu l-ai văzut așa? Asta e așa de discuție. Da. L-am făcut pe B și pe C, dar folosindu-mă de A. Folosindu-mă ca B, gram 6. Foarte așa au făcut. Sigur că da. Și pe B și pe C i-am făcut. Nu, nu, înaintez în problemă. Exact. Nu dai asta, dar eu mă duc și ca și cum aș fi făcut o să... Exact. Nu. Așa asta am asta este rețetă pe care trebuie să o aplicați tot timpul. Pentru că au văzut că nu-i dă 6, că ăla nu-i cu apă la B și la C. Exact, ăla cum pe la B și la C. Și pierd vicendezi și cu punctul ăla dacă el ia de sus de la... Da. Și da, da. Și ai grijă să timp distanța de la BC prim, BC prim, la D prim C. La D prim C. Da? La D prim C. Distanța de la BC prim la D prim C. Distanța de la BC prim da. La D prim C. Am zis că D prim C e paralel cu A prim B. Rezultă că unghiul este A prim B, C prim. Și cum i-a dat mie 60 de grade unghiul ăla? Și am zis că unghiul ăla de 60 de grade și am zis că unghiul ăla de 60 de grade. Aici îmi dă și acolo nu-mi dă. Deci, Miruna, distanța de la B, C, prim. E la B, C, prim. La ce e la A prim, la D prim, C, ca și cum aș fi distanța... Unde A prim, B, C. D prim, C e paralel cu A prim, B. Da. Deci unde A prim, B, C prim. Dar distanța ce înseamnă? Dar nicio distanță, măsura. Nu m-am măsurat lucrul. Da. Și aici mi-a dat 60 grade. Deci ai văzut că 60 de grade, dar nu ai văzut că e triunghiul ăla. Și am zis, pentru că A prin B congruent cu B C prim, congruent cu A prin C prim, rezultă că triunghiul echilateral, rezultă că A prin B. Dar dacă ți-ar fi cerut distanța, Miruna, dacă ți-ar fi cerut distanța dintre cele două drepte, dintre dreptul de prim C prim și A și B C prim. Adică distanța dintre dreptele A prin B și B C prim. Uite așa, distanța dintre două drepte. Păi da, și cum B prim C era paralel cu A prim B. Da. Distanța dintre A prim B și B C prim. Așa. Care nu există, că aici 60. S-au intersectat, vezi? Da. Deci una este povestea asta. Distanța dintre două drepte în spațiu este altă poveste. Da. Da? Deci este vorba de perpendiculara comună pe cele două. Ei, aș vrea să vă gândiți la asta. Și avem cu ce? Între două dintre astea. O formică. Complicată. Vreau să... O formică întreagă din punctul A. Da. Intercetează funcția BB prim. BB prim, da. Da. Într-un punct M. Da. Oriunde, oriunde. Da. Și ajunge în punctul B prim. Bun. Deplasându-se în linie dreaptă. Deci, ea pleacă și unde este să fie el ca să meargă în linie dreaptă? Da. Nu știu. Stai puțin. Încă o dată. Deci, o furnică pleacă din punctul A, intercetează muchia B pe prim, într-un punct M, și ajunge în punctul C prim, deplasându-se în linie dreaptă. De pe B prim pe C prim se deplasează pe linie dreaptă. Nu. Eu vedeam în dreptul de ora, cele două pătrate le aduceam în plan așa, se duceam de la A la C prim și unii intercepta pe B prim, ăla era M-ul și imediat acolo era linia dreaptă. Pe suprafața laterală a cuplului. Tangenta, dacă tangenta unghiului MAB e 1 pe 3, arătați că lungimea cuplului parcurs de furnică este mai mare decât 13 cm. Da. Deci, asta este. De fapt, avem așa, Miruna, două pătrate puse una în altul, unul în altul.
O desfaceam acum, doar m-am făcut. Mai făcut o genul ăsta. Și voi zici, o desfacem și distanța e asta. Eu am înțeles că în limbi dreaptă se referă de pe iubire prin la ce prim. Ia, mai știi vreo de ori. Deci, o furnică pleacă din punctul A, interceptează muchia B pe prim, notați vă. Și C prin C. Așa. Se înșeamă prin castilul. Deci, o furnică pleacă din A. Interceptează muchia B pe prim în M și ajunge în punctul C prim, deplasându-se în linie dreaptă. Prim, fie regulă, deplasându-se în linie dreaptă. Adică în toată perioada asta. Dar nu e explicit. Ba da, e explicit. Fie regulă. Foarte explicit. Se citește cu virgulă. Nu mai citesc voi. Tot. Nu e corect. Ba da, ajunge în punctul C prim așa, dar nu ai făcut, domn profesor. Și am stabilit o chestiune. Aici e o dată. O furnică pleacă din punctul A, interceptează muchia B pe prim în punctul E și ajunge în punctul C prim, virgulă, deplasându-se în linie dreaptă, virgulă. Pe suprafața laterală a cuplului. Faceți distanța, domnul profesor. Aia. Uite, A, C prim, asta e. Dacă tangenta unghiului M, A, M, dacă îl notați cu M. M. Dacă tangenta unghiului M, A, M. Câte, unde o taie, Mirona? Mă, am discutat. Ai motive să spui că e mijloc sigur? Da. Ce motive? Pentru că A prima C, C prim, e dreptunghi. Și ce dacă? Și știm că... A... De ce, Maria și cu Miruna, de ce spune Miruna aici, că ar fi mijlocul? Mă, e mijlocul B de prim. Pentru că triunghiul M, A, E, B, cu triunghiul M, M, B, C prim sunt congruente. E pentru A, E, B cu triunghiul A, C, E, B prim, C prim mai sunt congruente. Da. Dar de ce mă spui? De ce sunt congruente? A, B congruent cu B prim, C prim. Da. Unghiul pus la vârf din E și din A. Că știm că A, A prim, A, C prim e congruent cu... da, deci ai niște motive să spui că triunghiul ăsta sunt congruent cu ăsta. Da, sigur, ar fi fost așa. Asta e din mijlocie. Corect. În triunghiul ăsta. Două pătrate. A, C, C prim. Și B fie mijloc și asta o taie tot la mijloc și de aici este motivul. Dar totuși. Bun. Dacă tangenta lui M, A, B, e unul pe trei. Tu stai puțin un pic cu pătrești. Dar să zicem că am dus-o așa. Dar ne-am dus-o în spațiu. Ai unit pe A cu C prim. Pe M. Adică am pus A, E, pe M, C prim. Și în spațiu ei nu sunt coliniare, în spațiu nu e în linie dreaptă. Păi cum? Ca să duci pe drumul cel mai scurt, am mai vorbit noi. Drumul cel mai scurt, eu mă pot duce și așa. Nu se întâmplă să dau. Așa, așa, făcut în drumul cel mai scurt. În linie dreaptă înseamnă drumul cel mai scurt să ajungă din punctul A până în punctul C prim. Ori asta se obțin numai când mâine face. Deci pătratele erau așa. Și nu sunt. Și nu desfac așa. Și e pe așa. Dar nu e influențată. Am mai vorbit. E bine la mijlocul lui de drum. Nu-i mijloc. Ba da, dar am scris că doar e mijloc. Trebuia să mergi de vârstă. Sigur că da. Deci după ce e desfășurat, ai motiv să spui că e mijloc. Așa. Tangenta unghiului mână a lui 1 pe 3. Tangenta unghiului mână a egal cu 1 pe 3. Arătați că lungimea drumului parcurs este mai mare decât 13. Să arătăm că lungim drumul parcurs este mai mare decât 13. 3, dar la 3-6. Bun. Cum facem? Nu aș folosi tangenta asta, nu degeaba de tangenta. De ei se face. Tangenta lui M, A. Unghiului M, A, B. Egal. Egal cu cine? Cateta opusă. Dar lui M, A, B, din folosit primul B? Păi M, A, B sau C, prim, A, C, tot același unghi. Asta știu că e același unghi, dar zic, dar o dat M, A, B, din folosit primul B și că B e la mijloc, din folosim acum chestia asta? Pot să mă folosesc, să mă duc aici. Dar putem să mă duc C, prim, C, supra A, B, același raport este. Supra C. Sub C, prim, C, supra A, C. Așa. Așa, ca să nu mai fiu pus în situația dificilă, de a gândi cu că mâi la mijloc. Așa, bun. Atunci. Și mă duc la C prim C, care este... Care este la amasată. L. Și da, asta este 2L. 2L, corect.
Și face atunci vârful de 110 și face 1 pe 2. Păi da, și tangentă e 1 pe 3. Și tangentă, deci lăsa dus și face 1 pe 3. Iar tangentă de cât? De mâna B. Vei știa din problemă că e 1 pe 3, domnul profesor, uitați. Îi dăm formulă? Da, uitați. Pe 3. Da. Deci 1 pe 3. Egal cu 1 pe 2? E, cum este față de 1 pe 3 față de... E mai mare sau mai mic? E mai mare decât 1... 1 pe 3 e mai mic decât 1 pe 2. 1 pe 2. Deci 1 pe 3 e mai mic cu 1 pe 2. Și mare, dacă e mai mare decât 3. Adică, ca și cum aș spune că 3, e mai mare ca 2. Da? Și dacă adun 10 în ambii membri, ca și cum aș spune că 13, parcă nu. Dar e mai mare ca 2. Mai mare ca 12. Adică, 12 fiind asta, cine este? Deci 12 fiind... Aici 12, că e 6 și cu 6 e 12, da. Așa e 12, da. Și trebuie să arătăm că e mai mare decât 13. Lungimea drumului, parcă A, C, prim. Așa. A, C, prim. Eu mă aduc în drumul ăla, A, C, C, prim, domn profesor. A, C, C, prim, 7 și... Și așa vreau pe A, C, prim, deodată. Da, dar... Îți dă tangenta. Păi îmi dă, dar aș face să văd când îmi dă A, C, prim eu, întâi. Hai să facem și așa. Ia ce, A, C, prim. A, C, prim egal cu radical din... L, C, C, prim, 2, 6. 6, că o știm, domn profesor, e 6, 3, 6. L, da. Cu 2, L, ca să duc profesor. 3, da. 3 face L pătrat, plus 4 L pătrat. Da. Și face... radical, L radical din 5. 5, da. 6 radical din 5. Și egal cu 6 radical din 5. Da. Dar trebuie să arăt fi mai mare decât... 13. 13. Da. Adică ar fi echivalent cu a spune că 36 ligă la pătrata din membri, 36 ori 5, e mai mare decât 169. 36 ori 150, 180. 180 da. E mai mare decât 169. Trebuie să luăm probleme. Da. Adevărat. Fără să mă fără cu tange, cu unghiul acesta de 1 pe 3. Da. Dar cu tangenta asta vreau să spun el. Cred că la asta s-a referit și atunci, ca și cum ai spune că 13 e mai mare decât 12, final. Dar logic este și cum ai zis tu. Știu că prin desfășurare asta e 2L, asta e L, am făcut calculul, se vede că A, C prim, fără să mai mi-ar tangenta C. Da. Sunt vice, mă folosam de tangenta aia. Dacă te folosești, atunci... Tangenta mai... cine? Cateta opusă supra cateta lucrată. Așa, cateta opusă. Cateta opusă era C prim, care e... Cateta opusă supra lucrată. Da. L supra 2L. Da, și era 6 supra 12. Și acum 6 supra 12, 1 pe 2. Egal, da. Unde se duce? 1 pe 2. Exact cum am făcut noi. Și atunci, cum tangenta ți-o dată 1 pe 3, exact. Apare să vezi raportul între 1 pe 3 și 1 pe 2. Dacă tangenta e 1 pe 2, corect. Da. Să vezi în ce raport se află 1 pe 3 față de 1 pe 2. Față de 1 pe 2, corect. Și 1 pe 3 este mai mic decât 1 pe 2, fiindcă 3 da. Adică 2. Da. Și... În asta a constat demonstrația practică. Că 3 e mai mare ca 2. Și atunci e adevărat că e mai mare... decât 13. Da, da, decât 13. Dar... Eu mă foloseam și de asta, mă duceam și pe asta ca să scriu tot. Într-un an de variantele și astea și atunci iese în final. Da, pentru că ai desfășurat așa, mai trebuie să schimb și aici. Deci sau nouă e. Drumul, cum a zis, AC prime mai mare decât 12? Atenție! Și este mai mare decât 12. Sigur. E ipotenuză. E mai mare decât oricare din catete. Păi eu și zic, e ipotenuză, e normal. Sigur, da. Să fie mai mare. Deci mai mare decât 12, 100%. Dar e mai mare decât 13, clar. Clar, mai am desfășurat-o, doar să vede din antrenament. Din Pitagora, foarte bine ai ajuns. Foarte repede. Da. Și clar, ipotenuză întotdeauna e mai mare decât oricare din lat. De acord cu asta. Asta a fost ultimul punct, nu? Da.
N-a fost chiar simpluță problema, deci e un test frumos. Da, și mie îmi place. Și mie deci un test frumos, da. Nu... O muncii mult, ea nouă lăsat de profesor, cultura viitoare, o studia și mai de aici. Da. Am auzit mult la... Adică la B. Ea pierd din timp, din timp, mult valoros, că să știți pe ea, să știți ca și... Nu am văzut că e chiar de la acolo. Stai mă puțin, că la B am scris că e clateral. Folos Miruna, dar nu vezi. Hai să-l aveam scris că la primii mei complet pe cei cum e. Știți ce trebuie să mai spun, Miruna? Trebuie să spun un lucru. Este foarte bună viteza în care o ai. Dar mai trebuie să stai un pic să vezi cea mai bună variantă. Aici trebuie. Tu te duci pe primul, ai primul impuls. Exact. Primul impuls, ai țâșnit, te duci pe partea, știi, ca timp. Dar dacă acolo consum prea mult timp cu ideea aceea de a merge pe miriște așa, până ajungi la drum. Că ajungi la drum, nu? Riscul și să și greșești în calcul când o iei pe ocolite așa. De aceea stai un pic și mai analizează. Deci singura chestie care ți-o recomand este să analizezi de două ori, să gândești de două ori înainte de a tăia. La proiectorie zice asta. Măsoară de două ori înainte de a pune foarte. Ca să mă greșești. Ca să mă greșești. Avem o tehnologie care e prima să vă spun la ea. Vreți să zică domnul profesor? Da, da. Puteți mai stăm și pe aici, nu? Păi nu ai pic aici? Nu, nu. Nu vă spun și pe aici. Am o problemă că am parat. Am o problemă care mi-a părat că ai nevoie de acolo, dacă și-o bătut capul și nu știi. Și mama. Și eu un pic, să ne-am dat. Și eu un pic. Și cum te fac privat, nu știu. Da, ei, da, da. Eu, domnul profesor, când te duci în problemă la conducere, știți? Când ea deja cu gândul și cu gândul la... Nu am o scuze, efectiv, deci eu deși trebuia să plec, nu mi-a venit nicio idee. Și am abandonat, eu abandonez când nu vin. Da, da, hai să spun un lucru. Și nu mi-e trebuie să plec idee. Asta îi zic și eu. Nu eu trebuie să nu mama trebuie să trebuie. Am zis. Exact. Eu i-am spus că n-am plecat, mamă. Noi treaba mea. Am ceva de făcut. Și fiecare dintre părinți au alte probleme. Voi trebuie să câștigați independență și va veni vremea, să știți, nu mult. Mama stă într-o presiune formidabilă în parte. Și voi sunteți, nu știi, mama, e treabă, gata, da, nu da, nu știi, mama, exact. Mama, nu știi, și dacă crede că am văzut ideea mare. Da. Deci, nu... Nu asta e. Păi până când, domnule? Punctul de sprijin nu e mama. Când exact. Începem la noua 10 acolo, care mama nu mai are timpul să ducă toată materia la zi. Oh. Face un efort maxim acum și este de lăudat și de apreciat treaba asta. O să fac și la liceu, eu plăcut lui mami tare. Nu a asigurat din nou cu chestia asta, dar vreau să spun că s-au mai schimbat niște lucruri și antrenamentul este antrenament. Dacă nu-l faci zi de zi... Da, eu îl recunosc, domnul profesor, că ce-am apreciat eu la ea ieri, eu fost, i-am zis să abandonez pentru că s-a încălcit și numai, nu mai vedea nicio soluție, i-am zis să fac altceva. Da. Dar ce-am apreciat eu, deși eu cu Andreu Stolz și cu soră s-am ieșit la restaurant, da, la relaxare, a zis nu, categoric nu, eu rămân, lucrez, nu la problema aceea, a ieșit din ea, s-a dus pe altceva, dar nu mi-a ieșit din casă, a stat acolo, când am venit la restaurant după 4 ore, eu prin zi, ea era acolo în lecții, știți? Deci da, asta m-am apreciat așa că... Este un prim, să-ți fiu exemplu, de ce înseamnă tenacitatea, să stai pe problemă. Exact. Și să-i aparții și să-ți aparțină. Deci tu nu mai poți să te desprinzi de problemă. Nu ieșea de acolo, exact. Da, atunci este un prim moment de dorință de a ajunge la capăt. Nu vine să crezi că nu poți să o faci, nu poți să te împași cu gândul. Exact așa, da. Și asta vreau să văd la ea. Știi, domnul profesor, eu puteam să dau noaptea până nu rezolvam acasă. Așa eram eu ca și copilul. Da, da. Deci eu noaptea stăteam când era liniște și rezolvam, nu mă puteam culca până nu rezolvam. Păi, e bine, pentru amândouă trebuie să vă spun că trebuie muncit, în continuare cu mult convingere că putem, de la o zi la alta mai bine, dar trebuie să stați, să vă aducă picioare pe pământ. Asta. Și să vedeți testele astea vă aduc. Mm-hmm. Îmi pare bine că profesorul merge pe culoarul ăsta, încercându-vă puterile cu probleme pipărate, mm-hmm, nu foarte sus,
Dar acolo, nici foarte jos, încât să fie toată lumea întrebuințată. Deci are una, două chestiuni de frumusețe adevărată și atunci e frumos. Așa că eu îl felicit pe Domnul Spreca pentru ideea care are de a vă ține în priză, de a vă solicita. Așa, nici obișnuim. Exact, cu totul. Sigur, sigur. Și îmi din greșeli, de la un test la altul, învățăm din greșeli. Sigur că aici am greșit asta, exact. Și minte, ah, nu mai fac. Da. Sau aia. Primii dreaptă, deja ai să știi când trebuie să desfaci acolo. Două. E bun te-ai dat dacă nu le-ai dacă ne-ai să țin cu mâini și ne-ai dat în fiecare stână, mă zis, ar fi foarte bine. Sigur. Este mai bine luăm în note acum mici la examen zici, decât... Da, și ești și tu convins că apare și chestia asta. Când notele sunt fals date, sunt de 9-10, nu m-am unde se urcă, dar eu sunt de 10. Și așa, știi, te umfli în bere și ți se pare că nu mai ai unde înainta și nu e corect. Dacă ți se lasă marja aceea cu sutimile de acolo, de la 9 la 10 cu sutimile. Mm-hmm. Când prin 10, e momentul cel mai frumos al zilei, al testului acela. Că ai prins acolo în ziua aceea frumoasă. Dar trebuie muncit. Fiecare test îți atrage atenția că aici ne aflăm. Este spectaculos, aici ne aflăm. De aici plecăm. Da. Da. Foarte frumos. Facem sinteză. Da. Am cam lucrat de toate, sincer. Ce nu știam la ceva aici? Dacă am putea să trecem un pic în revistă așa. Da, ce-am făcut, nu? Da, da, da. Pentru datul calculului, ce facem? Asta... Aceea a fost operație cu frații, parcă, nu? Exact. Deci ce-a dorit acolo? Operație în Q. În Q, corect. După aceea, 1100 de elevi și ai putea tot să se întâlne. Nu vorbă, este o este. Procentul, ce-i asta? Da. Rapoartă, procentul. Așa, procente. Deci... operații. În Q. Apoi. Rapoarte și procente. Da. Următorul e cu rapor. Și după aceea, ARI. ARI, la prima secția normală regulată cu alopație păcat. ARI. Da. După aceea, ARI e un trapez, iar ARI. Și linia și o cinci trapez. Deci, ARI. La ce? La triunghi, trapez? Aria la o prismă unde? La un pătrat. Aria pătrat. Aria trapezului. Aria pentru pătrat. Pătrat, trapez. Trapez. Și? Și aici a fost, dacă vreți, puneți. Și aici a fost cu linia mijlocie trapez, că e egală cu... Așa, deci aria trapezului văzută cu... Funcții. Funcții. Funcții acolo diverse, cu valoarea funcției, puncte de vizită, spate, de... Face o desfiață de piramide de hexagonală, face asta se arată că numărul. Pute, A egal cu 17, 2, S, A, E, pute, proprietăți, operații, pute, divisibilitatea la 3 și 3. Operații cu puteri. Da, numerele de proporționale. Puteri, operații cu puteri, divisibilitate. Divisibilitatea, că rămân părțit cu rest. Apoi aici, teorema împărțirii. Împărțirii cu rești, A și pe genii proporționale, am avut. Împărțirii cu rești. Cu rest. Apoi am făcut tot aici. Mărim direct și desproporționale. Da, da. Mărim. Hai să vedem văzut. Mărim. Direct. Și invers. După aceea am avut radicalele compuși, dar n-am lucrat cu formula radicalelor compuși. Nu, am lucrat cu pătrat, triunghi echilateral, măsura mânghiului, distanța de la un punct la o dreaptă. Deci distanța.
Era la o dreaptă. La o dreaptă. Măsura cuvântului o drepte. O funcție trigonometrice. Are un metrion. Are un metrion. Triunghi. Da, cum am zis, triunghi. Asta că măsura unghiului dintre două drepte. Dar n-a fost diedru aici, n-a fost. Nu. Deci, un gădor, cam astea sunt lucruri importante care vor. Bine că am mai văzut și alte lucruri interesante, așa, în discuțiile noastre. Rămânem convinși, ne duc și mai atent, găsim soluții și noi, cu atât mai multe soluții, mai multe soluții la problemă. Așadar, ne oprim aici. La revedere! Uitați la like și share să vă abonați la programul online. Nu știți ce pierdeți. Sigur că da, cel puțin ne devine o optare numai din toată lumea. Pe noi, aici. Să facem și chestii foarte interesante și le și explicați foarte pe înțelesul lor. Asta vreau să vedem. Cu cât putem, prin cum să o transmite din vorbă în vorbă, cât mai mult... Să ajute. Care vorbă, profesor? Știți că... Sigur că da. La revedere! La revedere.